Parlamentarii democrat-liberali vor respinge ordonanța guvernului privind acciza suplimentară de 7 eurocenți pe litrul de combustibil, care a fost aplicată începând cu data de 1 aprilie. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele regional al PDL, deputatul Ioan Balan, care a precizat că această ordonanță va genera scumpiri în lanț. Balan a ținut să arate că guvernul Ponta a introdus 37 de noi taxe și impozite, subliniind că la acest capitol este de departe cel mai inventiv guvern. În opinia vicepreședintelui PDL, practic, actualul executiv guvernează cu mâinile până la coate în buzunarele românilor. Guvernul Ponta bagă mâna în buzunarele oamenilor în fiecare zi prin introducerea unor noi taxe. Am auzit un coleg de-al meu spunând că românii când se uită la un stâlp, văd un stâlp și atât. PSD-iștii în speță, guvernul Ponta, când se uită la un stâlp, văd o taxă. Astăzi, guvernul Ponta se poate lăuda cu 37 de noi taxe. În traducere înseamnă că guvernul Ponta guvernează cu mâinile până la coate în buzunarele oamenilor. Nenorocirea este că acești bani sunt folosiți în mare parte în interes electoral. Democrat-liberalul sucevean i-a criticat pe cei de la USL că nu au fost capabili să abordeze o guvernare având ca bază prezentul și viitorul, unindu-se din ură și sfârșind urându-se între ei. Văd azi un USL care, în ceea ce privește decontarea guvernării, vorbește pe două voci, adică PSD, care își asumă guvernarea, și PNL, care nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase. Cel care a inițiat și propus acciza suplimentară de 7 eurocenți a fost ministrul liberal de finanțe, Daniel Chițoiu. Cei de la USL nu au fost capabili să abordeze o guvernare având ca bază prezentul și viitorul.